Astăzi, la Palatul Culturii Teodor Costescu, în sala Clubul Artelor, a fost sărbătorită Ziua Internațională a Poeziei și Francofoniei printr-un spectacol inedit de muzică. De asemenea, invitații prezenți au recitat și poezii. Ziua Internațională a Poeziei și a Francofoniei a fost marcată astăzi la Palatul Culturii Teodor Costescu printr-un spectacol inedit. Vă spun bun venit la una dintre cele mai frumoase evenimente, și anume Ziua Internațională a Poeziei și a Francofoniei. Azi celebrăm una dintre cele mai frumoase forme de limbaj ce susprinde spiritul creativ al minții. Marcarea acestei zile este menită să încurajeze revenirea la recitalurile poetice și susținerea lor pentru a restabili un dialog între poezie și celelalte arte. Poezia demonstrează că, indiferent unde se află pe glob ființa umană, are acelea sentimente și întrebări. Iar UNESCO recunoaște capacitatea unică a poeziei de a surprinde spiritul creativ. Azi am interpretat Ciardaș de Vincenzo Monti, alături de colegii mei de la liceul Ioan Ștefan Paulia. Mă cheamă Miruna Maria Pantelimon și am venit aici pentru că să cânt la vioră și să cânt concertul într-o glumă. Copiii talentați de toate vârstele au încântat publicul prezent. De asemenea, invitații au respectat normele de igienă și distanțare socială, având în vedere situația epidemiologică actuală.